Atac, a mai riscat jocul trecut o lovitură la bila neagră. Riscă și acum Andrew Higginson, dar reușește lovitura, excelent! Superbă, superbă lovitură! Sixteen. Seventeen. Nu este de partea care trebuie a bilei albastre, va avea nevoie de o lovitură de semidistanță. Și bine, bine de tot. Dacă e drept, o lovitură cu efect de urmărire, nu. Avea unghi ca să intre în carabol cu această bilă. Thirty-one. Cine știe ce, poate doar la buzunarul galben. Este singurul buzunar care oferă unghiul astfel încât să-și poată plasa apoi bila albă din nou pentru bila neagră. Nici n-am mai fost atent ce s-a întâmplat la celelalte mese. Atacă. Traiectoria e bună. Excepțional. A jucat aproape de perfecțiune Andrew Higginson. Running îndurat. A fost un kick acolo și a omorât practic bila albă. O șansă, o șansă pentru Ronnie. 3, 7, 8. Oho, sunt 91 maxim disponibile, suficiente pentru ca Ronnie să poată câștiga, iar Andrew Higginson să se vadă ușor amenințat. Ce va face? Va ataca buzunarul, riscând spargerea pachetului? Da,
merge pe victorie. Andrew Higginson reușește lovitura. Nu e rău, nu e rău, s-a deplasat o bilă roșie și pe marginea sau în apropierea buzunarului verde. Trebuie doar să se concentreze pe lovitura de buzunar. Distanța cam mare, atât. Da, reușește. Și are ghinion. Are ghinion. Ce ghinion. Fantastic. Rămâne în snucăr la acea bilă pentru care jucase. Și are acum o lovitură de distanță foarte grea de buzunar, dacă vrea să execute o lovitură de siguranță, foarte greu. Bila albă undeva spre buzunarul superior stâng. Iată. Repede și scorul la celelalte mese. Mark Selby, Liu Song, 4-0 și cred că va fi 5-0. Joe Perry, Ali Carter, 3-2 și Matthew Stevens, Craig Stedman, 3-1. Ah, joacă cu manta. S-ar putea să nu atingă bila roșie. Riscant. Incredibil. Incredibil, doar că nu reușește să obțină poziție la o bilă colorată. Touching ball, please, no. A anunțat poziția de touching ball in your Arian Williams. Și a dar a nominalizat bila maro. Da, puțin trebuie să o deplaseze bila albă. Andrew Higginson, 63. 63 cu 75 maxim disponibile. Ronnie obligat să joace spre acea bilă roșie din apropierea buzunarului verde. Nu, Ronnie atacă. Da. N-are ce să... Oh! Ce lovitură de distanță găsește și Ronnie la rândul. Nu are vreo problemă cu unghiul la bila albastră. Pa, ce meci! Nu-i păcat să n-avem joc decisiv, zău. Higginson poate câștiga acolo un joc decisiv, dar spectacol, ar fi păcat să fim frustrați. Să ni se taie. Hai, Roni, măcar jocul ăsta. Mai vedem după aia. Încearcă să dezvolte bila roz. Da. Are nevoie inclusiv de bila roz. Să vedem. Ok. 51 cu 59. 12. Să vedem. Ce greșeală, ce greșeală. Nobila albastră. Foarte grea lovitură. Negociat excelent. 18. Lovit în forță. 19. Probabil acest joc va fi disputat la bila roz. Mark Selby îl învinge pe Liu Song 5-0 și îl va întâlni pe Graham Dott în optim. 27. Să nu uităm, Mark Selby este nimeni altul decât finalistul ediției precedente a Masters-ului Gentleman. Să vedem cum a gândit Ronnie finalul. Poate ar fi bine să se abțină de la lovitură. Nu-l deranjează aplauzele. E ok. 40. Da. 42. A încercat.
obțină un unghi favorabil la bila maro, astfel încât să dezvolte bila roz. Mm. 45. Nu riscă să piardă poziția la bila albastră, dar riscă să execute lovitura din mantă, din mantă. Trebuie să întoarcă bila albă acum Roni în jumătatea inferioară și în apropierea mantei laterale de parte stângă. Cum va face Roni? Pare că nici el nu știe. Să urmărim. Așa. Vedeți cât de simplu se joacă acest sport. Banal. Are nevoie de un unghi cât de mic să poată urca. A, are un stand shot, da. Și este 4-2. Dacă cineva putea închide această masă, doar Roni era acela. Și s-ar putea să fie momentul de întoarcere în acest match. Incredibilă închidere de masă. Andrew Higginson a fost practic la o bilă roșie de câștigarea meciului. Nu l-a câștigat, este 4-2.